tuturor și bine ați venit pe canalul meu de YouTube! Astăzi am ținut din nou cont de sugestiile voastre, așa că am refilmat colecția mea de machiaj. Dar înainte de a trece la ea, vreau să precizez un anumit lucru și anume faptul că sunt conștientă de faptul că sunt extrem de multe produse pentru o singură persoană, dar nu le folosesc doar eu și nu am soră care le mai folosește sau ceva de genul, doar că fiind manager la Oriflame, în primul rând am nevoie de produse pentru prezentări, în al doilea rând machiez și alte persoane, deci sunt necesare atâtea produse, iar în al treilea rând, fiind pasionată de acest lucru și făcând YouTube, este necesar să am produse, să le testez și apoi să-mi spun părerea despre ele pe YouTube. De asemenea, totul este pentru voi, deci de aceea sunt atât de multe produse, dar în același timp, comparând colecția mea cu alte colecții de pe YouTube, este minusculă a mea, așa că sunt ok. Deoarece știu că odată cu timpul se va mări și ea, având această pasiune, se dezvoltă așa constant și e inevitabil. Acum, haideți să nu mai lungim acest intro și să trecem la colecția de make-up. Și vreau să încep din această parte. În primul rând să vă arăt unde o țin. Cam așa arată locul unde țin eu. Aici îmi țin câteva hăinuțe și în partea aceasta am colecția de make-up și mai am acolo jos o cutiuță pe care vă arăt imediat. Și vreau să începem din această parte. Nu am schimbat, după cum puteți observa, modul de organizare, am păstrat cam aceleași lucruri, poate doar la pensule am mai adăugat câte ceva, în rest totul este cam la fel. Probabil o să o adaptez la un moment dat, dar momentan sunt mulțumită de cum o depozitez și haideți să începem. În primul rând, în această parte am crema mea de zi. Momentan o folosesc pe această de la Oriflame, de la Bioclinic, spray de fixare a machiajului de la MAC. Acolo am un suport cu diferite chestii random. În partea aceasta am suportul de rujuri. Sunt rujuri de la diferite branduri, de la Oriflame, de exemplu, cum sunt acestea. Eu aici mi-am scos rujurile pe care le folosesc acum în perioada aceasta, le-am scos în funcție de culori, de texturile pe care știu că vreau să le port. Deci, cum ziceam, am, de exemplu, rujuri de la Oriflame, acestea, sunt din diferite game, am aici un ruj de la Sleek, rujul meu de la MAC, care știți că îmi place foarte mult, un balsam de buze de la Yves Rocher. După cum puteți observa, am foarte multe produse de buze de la NYX. Deci, cred că de aici până aici numai de la NYX, pentru că îmi plac foarte tare. Acestea sunt Soft Matte Lip Cream-urile, pe care le am în mai multe nuanțe. Am și Intense Butter Gloss. Ce mai am? Mai am rujurile High Voltage. Pe acestea le am în vreo 3 nuanțe. Mai am un Butter Gloss aici. Alte rujuri de la Oriflame, care îmi plac foarte tare. Aici sunt numai nuanțe de roșu. Una mai închisă, una mai deschisă. E o nebunie ce e aici. În partea aceasta am rujurile mele mate de la Sleek Mate Me. Acesta văd că e întors. Acesta este Birthday Suit. Cred că e cea mai folosită nuanță de la ei. Și mai am încă 4. Am roșul, nuanța aceea de roz pal și, bineînțeles, movul. Aici am niște rujurețe din acestea stick de la Oriflame, care îmi plac foarte mult pentru că se aplică super ușor. Un luciu de buzi de la Jordan & Gold, care îmi place foarte mult. Unul de la NYX, din acela care miroase super bine. Aici am rujurile mate, dacă nu mă înșel, de la Oriflame. Acestea sunt rujurile mate și îmi plac foarte, foarte tare pentru că rezistă extrem de bine. Alte rujuri de la Oriflame am acolo și acesta de la Sephora, care îmi place super mult pentru că este foarte, foarte rezistent. Deci cam așa cu acest compartiment. Aici sus am pensulele mele. Aici am pensule numai de ochi, sunt amestecate de la diferite branduri, de la Cosmetic Style, de la Real Techniques, de la Elf, de la Oriflame, sunt foarte multe. Am acest suport de la Oriflame, în caz că o să mă întrebați. Îmi place că este compartimentat și pun pensulele în el în funcție de forma lor. De exemplu, aici în față am pentru a aplica fardul, pe partea dreaptă am pentru blending, pentru umbre. Aici am mai multe de diverse tipuri, pentru eyeliner, pentru sprâncene și în spate
altele. În acest suport foarte mare am pensule numai și numai de la Real Techniques. Cred că o să-l schimb pentru că nu mai am deloc spațiu în el și mi-este destul de greu să scot pensulele. Vi le-am mai arătat, v-am mai vorbit despre ele, le-am făcut și review, n-are niciun rost să zăbovim asupra lor, deci sunt numai Real Techniques aici. Aici am burețelul de machiaj de la Oriflame, mă scuzați că este murdar, dar îl folosesc destul de des, îmi place foarte mult. Bineînțeles, beauty blenderul care este încă umed pentru că l-am folosit de dimineață. Eu i-am păstrat acest suport și îl țin aici, îl depozitez aici. Iar în acest suport am pensulele amestecate, sunt de la Elf, de exemplu cum este aceasta, aceasta de la Oriflame Cosmetic Style. De asemenea aici îmi țin și pensetele cu forfecuța, ce-mi trebuie mie pentru a-mi stiliza sprâncenele. Aici am și bureței de la paletele, bureței de la paletele Sleek, mie îmi plac și de aceea i-am păstrat și cum v-am mai zis sunt tot felul de pensule în acest suport. Iar acum haideți să vedem ce se află în aceste setare. Aici în general îmi țin produsele pe care le folosesc eu mai mult, de aceea nu sunt pe categorii, sunt mai, o să vedeți voi. De exemplu, în primul setar am fondul de ten pe care îl folosesc în acest moment și anume Born This Way de la Too Faced. Am BB Cream-ul Dolish Vita BB, cred că așa îi zice, de la Lioeli. Baza de machiaj de la Giordani Gold. Corector Pro Longwear de la MAC. Un creon new de la Oriflame. Unul negru de la Avon și încă unul negru tot de la Oriflame. În acest setar am numai produse pentru sprâncene, kitul de la Elf, produse de la NYX, foarte multe, pentru că îmi plac extrem de mult. Kitul meu preferat de control al sprâncenelor de la Oriflame, pe cum vedeți sunt tot felul de produse, creioane, rimel, gen ceară pentru sprâncene, de fixare și multe altele. Aici am produsele pe care v-am zis eu le folosesc cel mai mult și am baza prolonguri de la MAC. Le țin aici pentru că vreau să le am la îndemână, dacă tot le folosesc zilnic, nu vreau să stau prea mult să le caut prin colecție. Cele două produse noi de la Giordani Gold, tușul și corectorul mecanic pe care le folosesc zilnic de când le am. Pudra mea preferată de la Oriflame, cea pulbere, acum o găsiți în gama Everlasting. Pudra de la Giordani Gold și de asemenea nouă. Pudra de la Rimmel London, care am rămas fără capac, nu-mi place deloc ambalajul la ea, absolut deloc. O trusă de farduri de la Giordani. Încă n-am apucat să folosesc, sunt foarte frumoase nuanțele și sunt super pigmentate. Iar aici am trusa mea de corectare de la NYX, care îmi place super mult și chiar o folosesc zilnic, mai ales atunci când doresc să obțin un machiaj rapid. În următorul sertar am două palete care le folosesc foarte des, cea de la Inglot și Chocolate Bar de la Too Faced. V-am mai vorbit despre ele și vi le-am mai arătat în clipurile mele. Aici am două paletuțe de la Too Faced, cea cu nuanțe, numai cu nuanțe mate și cealaltă numai cu nuanțe așa mai colorate, mai de vară, din punctul meu de vedere. Iar jos de tot am numai creioane de buze de la NYX, de la The One, de la Giordani Gold, tot felul de game. Mie îmi plac foarte tare și sunt super mulțumită de ele. Iar acum haideți să vedem paletuțele. În primul rând aici am o cremă de la Yves Rocher pe care o mai folosesc din când în când. Mi se pare că are textură mult prea densă. Și acum haideți să vedem ce se află în acest coșuleț. În primul rând kitul de conturare a feței de la Too Faced. Chiar vi l-am arătat și în videoclipul cu favoritele anului 2015 și v-am zis că îmi place super mult. Mai am paleta Naked Tree de la Urban Decay, de asemenea cred că o știți și pe ea. Kitul Hello Flawless de la Benefit, îl folosesc super mult și pe el, mai ales pudra. În spate aici am două palete de la Oriflame, aceasta cu farduri și bronzer și multe altele și aceasta. Le-am luat pentru a le folosi la prezentări. Cel mai mult dintre ele îmi place ea pentru că este mai pigmentată și arată ceva de genul acesta. O găsiți în flyerul cu oferte. Iar în rest am paletele mele de la Sleek în această parte, dar și aici sunt foarte multe.
nici nu mai știu câte am, stați puțin să le număr. Deci aici am 4 și aici am 8. Deci în total am vreo 12 palete de la Sleek. Dacă vreți să le vedeți, o să vă las link-ul în partea dreaptă ca să aruncați o privire, să le vedeți nuanțele. Iar acum mai trecem la acest dulap mare. În primul setar am numai fonduri de ten, majoritatea sunt de la Oriflame, acestea de la The One sunt diferite nuanțe și le folosesc pentru diferite persoane. Acesta este unul dintre fondurile mele de ten preferate de la Oriflame și se vede pentru că am consumat destul de mult din el. Mai am iubitul meu Triple Solution de la Lioeli, care știți că îmi place foarte, foarte tare. Și alte fonduri de ten, tot de la Giordani, de la Everlasting și acest pigment foarte, foarte, foarte bun de la The Body Shop. Mă folosesc de el pentru a-mi deschide fondurile de ten și este super util. În al doilea septar țin balsame din acestea de buze. Am de la The Body Shop balsamul Tender Kill cu trandafiri și altele de la Love Nature. Am două baze de machiaj, ambele de la Oriflame, cea de la Very Me, cea de la The One. Am baze de machiaj de la Lioeli, care știți că este preferata mea. Două rimeluri colorate de la Oriflame, unul auriu și unul argintiu. Mai am aici cleștișorii de curbare a genelor, lipiciu de gene și niște gene false de tip smoke. Și aici am foarte, foarte multe rimeluri și toate sunt de la Oriflame. În cel al treilea setar îmi țin în general blush-urile și iluminatoarele. Aici am două de la Oriflame și ele sunt de acest gen, jumătate iluminator și jumătate blush. Am două de la NYX din acelea noi, acela mi s-a spart, trebuie să-l repar cu alcool. Aici am iluminatorul de la ELF, ambalajul bineînțeles că mi s-a stricat. Am iluminatorul de la Giordani Gold, care îmi place super, super mult. Dacă îl vedeți prin flyerul coferte, vi-l recomand să vi-l luați. Am o trusă de blush-uri cremă de la Sleek, care arată așa, îmi place super tare și ea și am folosit-o destul de mult. Tot de la Sleek am și blush-ul în nuanța Rose Gold, care arată așa și mi se pare că este superb. Mai am blush-ul meu de la Too Faced, îmi place foarte, foarte tare. De la ELF mai am kitul acesta, care nu prea l-am mai folosit în ultima perioadă. Am pigmentul Vanilla de la MAC, care îmi place super mult și știți că îl folosesc și pentru a-mi lumina fața cu el. Două blush-uri de la NYX, unul cremă și unul pudră. Perle de la Giordani în diferite nuanțe. O cutiuță mi se pare că este mai pe roz și una mai pe portocaliu, ceva de genul. Îmi plac foarte mult acestea pentru că sunt super pigmentate și așa arată celelalte. Un blush stick de la NYX, unul cremă de la Oriflame și încă unul din acesta de la ELF, care este foarte, foarte, foarte pigmentat. Blush-ul meu de la MAC, care îmi place foarte mult, și un blush din acesta Baked de la ELF. În cel de-al patrulea setar am balsamuri de buze, toate sunt de la Oriflame în diferite game, corectoare, anticearcănetul de la Oriflame, două de la Giordani, unul de la Everlasting și unul din acesta cu o parte verde și una mai portocalie. Aici am pudre și bronzere. În primul rând bronzerul de la Too Faced, apoi kitul de conturare a feței de la Sleek, care arată așa, pudra teracotă de la Oriflame și îmi place super mult. O pudră corectoare de la NYX, este nuanța banana și o folosesc pentru a-mi ilumina tenul. Două pudre compacte de la Oriflame, una din gama Illuskin, una din gama Everlasting, alta de la Everlasting, doar că aceasta este pudră și nuanța deschisă. Un baton din acesta, două nuanțe de la NYX, din acela cremă, într-un capăt este de iluminare și în celălalt de conturare. Încă o pudră pulbere de data aceasta de la NYX și din nou perle de la Giordani, doar că acestea merg folosite pe post de bronzer. Iar în penultimul septar am tot felul de rujuri, majoritatea sunt de la Oriflame, sunt de diferite texturi, am și glossuri în partea aceasta, v-am zis că multe sunt de la Oriflame, rujurile acestea de la The One, rujurile lichide de la Rimmel London,
alte rujuri de la Oriflame, din acestea solide, dar și lichide, și sunt multe, multe aici, foarte multe. Am încercat să le aranjez cât de cât pe game, ca atunci când am nevoie de ele să știu cum să le iau. Am și un gloss de la Avon și v-am zis, în rest sunt multe de la Oriflame, de din diferite game. Iar în ultimul setar de aici am chestii random, gen pastile și alte alea, și nu are rost să vi le arăt. Iar aici jos am cutiuța mea cu trandafiri, unde mai îmi țin eu diferite produse cosmetice pentru păr, pentru corp, ten și așa mai departe. Iar aici am încă un setăraș în care îmi țin produsele pentru ochi. Și așa arată primul setar. Pe partea aceasta am ascuțitori și foarte, foarte multe baze de machiaj, foarte multe farduri cremă, ba de la The One, ba de la Giordani, n-are rost să stau acum să vi le scot pe toate. Aici iar am baze de la Too Faced, de la Urban Decay, niște mostre, NYX, creioane jumbo, baze de machiaj, creionul ăsta ar fi trebuit să stea pe aici. Aici am creioanele mele negre și tușurile mele, multe de la Oriflame, de la din gama The One, din gama Giordani, am destul de multe. Aici am tușul meu de la Verimi, care îmi place foarte mult, de la NYX, gel eyeliner-urile, cel pe negru, pe albastru. L-am și pe cele la Sleek, nu știu ce mai țin pentru că s-a întărit și nu mai e bun și nu vă recomand să-l luați. Și pe cel de la Oriflame, care de asemenea nu îmi place, nu mi-a plăcut de când l-am luat. Iar aici în spate am scos setarul de tot, ca să puteți să vedeți. Am creioane colorate și tușuri colorate. Am de la Impala, am de la Oriflame, am de la NYX. Sunt foarte, foarte multe. Unele sunt mate, unele sunt cu glitter. V-am zis, sunt o groază. Nu pot să le iau acum pe rând să vi le arăt, dar așa, ca idee. Iar setalul de jos arată așa. Aici am paleta mea de 120 de culori, pe care nu prea o mai folosesc eu. O folosesc doar la machiaje artistice sau pentru cele de Halloween, dar nu o folosesc zilnic, de aceea am pus-o și aici jos. Aici am o paletă pe care am golit-o eu și am încercat să îmi scot fardurile mici din alte palete și să le pun aici. Cred că sunt farduri de la Ladies, de la Avon și nu mai știu ce pe aici, oricum nu prea mai folosesc paleta asta deloc și de aceea am pus-o în această parte. O țin sincer mai mult așa ca amintire și pe ea, dar și pe aceasta, pentru că sunt primele mele farduri. Aici am de la Oriflame duo-urile acestea în diferite culori. Am cred că 4. Și aici am paleta de glitere de la NYX și farduri pulbere. Nu am foarte multe, trebuie neapărat să mai îmi cumpăr. Am de la Sleek pe acestea 3. Sunt în diferite nuanțe. Nu le folosesc foarte, foarte des, ca să fiu sinceră cu voi. Acestea micuț este de la NYX. Și aici am de la Glazer Visage. Acesta este fardul acela cameleonic, nuanța C2. Și mai am aceste două glitere, tot de la Glazer Visage, unul mauve și unul așa un burgundi foarte, foarte frumos, cu un sclipici auriu. Ei bine, aceasta a fost colecția mea de machiaj. Sper că v-a plăcut, sper că v-a făcut plăcere să urmăriți acest clip. Dacă da, nu uitați să dați like și abonați-vă la canalul meu pentru a primi noile mele videoclipuri. Vă invit să mergeți și pe pagina mea de Facebook și să dați like pentru a fi într-o legătură mai strânsă cu mine. Și de asemenea am și Pinterest în caz că aveți nevoie de inspirații și idei pe anumite domenii, fashion, make-up și alte lucruri. O să vi las tot în bara de descrieri, deci mergeți acolo. În comentarii aștept părerile voastre, dacă aveți întrebări legate de un produs, vă rog să mi le spuneți tot acolo, dacă aveți recomandări, sugestii, spuneți-mi tot mai jos. De asemenea, puteți să mai îmi lăsați sugestii de videoclipuri, pentru că eu o să le aleg pe cele care pot să le fac momentan și le voi face pentru voi. Deci lăsați-mi comentarii mai jos. Și cam atât cu videoclipul meu pe ziua de astăzi. Rămâne să ne vedem la următorul. V-am pupat! Pa, pa!